Bună ziua, stimați telespectatori! Ne întâlnim din nou, o nouă emisiune, invitați noi. Continuăm periplul emisiunilor dedicate proiectelor de succes, inițiativelor care duc la dezvoltarea economică și socială a Țării Făgărașului. Astăzi o avem invitată pe doamna Elena Daniela Graură, antreprenor, care este sufletul foarte, foarte multe acțiuni de succes, acțiuni sociale, acțiuni culturale, un motor al inițiativei dezvoltării economice și sociale a Făgărașului. Bine ați venit în emisiunea noastră, doamna Graură! Bună seara, bine v-am găsit! Vă mulțumesc pentru invitație. Sper, știu eu, această emisiune și acest dialog al nostru să conducă spre ceea ce tot mereu spun eu în două cuvinte. Dialogul poate rezolva uneori probleme care ne încarcă, ne apasă sau chiar să găsim rezolvări. Da, dialogul este o sursă adevărată de identificare de oportunități, de idei, de împărtășire, de experiențe și atunci nu poate să fie decât benefic pentru dezvoltarea Făgărașului. Știm că aveți un nivel maxim de implicare în proiecte antreprenoriale, proiecte sociale, culturale, majoritatea de interes comunitar. Întrucât dumneavoastră călătoriți foarte mult, întrucât cunoașteți foarte multe, foarte multă lume, aveți o experiență extraordinar de bogată în ceea ce privește reprezentativitatea firmei dumneavoastră, a Țării Făgărașului, v-am rugat să ne faceți o radiografie a dezvoltării sociale și economice a Făgărașului și a zonei, întrucât cred că există o discrepanță între dezvoltarea Făgărașului și dezvoltarea Țării Făgărașului. Ce puteți să ne spuneți despre lucrurile acestea? Mai întâi v-aș mulțumi pentru prezentarea extrem de laborioasă, așa cumva, în ceea ce mă privește. Într-adevăr, în ultimii câțiva ani buni, fie ca rezultat al activității, fie al interesului personal, am avut șansa în mod real să lucrez în orașe diferite, cu oameni diferiți, în proiecte foarte, foarte interesante care cumva mi-au deschis mintea. Separat în Făgăraș, cred că sunt unul dintre mici antreprenori, dacă ar fi să stabilesc cumva pe o scară, sunt între mici antreprenori, însă am cumva bucuria, dacă vreți, a antreprenorului care a crescut încet, sănătos, am avut o construcție lentă și neriscantă, aș putea spune, la care sau care mi-a permis într-un fel sau altul să fiu foarte atentă și la fenomenele sociale și a mediului în care până la urmă îmi desfășor viața și activitatea. Întrucât nu toată lumea vă cunoaște, spuneți-ne care este obiectul de activitate al firmei dumneavoastră și ce faceți în principal? În principal, desfășor o activitate în jurul actului gastronomic, să numesc așa. Vorbim de un restaurant pe care îl conduc în noua locație de 8 ani, iar în această zonă de gastronomie mă aflu de 22 de ani. Dezvolt un serviciu de catering care capătă forme noi în ultimii ani, în sensul că propun nu numai mâncare, ci și această zonă și țara Făgărașului, invitând cât îmi stă în putință și cu toată insistența și toată convingerea pe care o am, ca agențiile de turism să vină să ne viziteze, să cumpere de la noi, să ne descopere și să revină, că până la urmă cel mai important lucru este să revină.
Și dumneavoastră, sunt multe restaurante în Făgăraș. Ce oferiți dumneavoastră în plus față de celelalte restaurante din zonă? Dacă vorbim de restaurantul în sine, cumva cred că, sigur, atmosfera cred că e una prietenoasă, asta, mă rog, spun cei care vin, e greu să vorbești uneori despre tine, însă dacă mă gândesc ceea ce produce impact asupra clienților sau a oaspeților, eu niciodată nu cred că am numit clienți, denumirea de clienți e ușor străină. Cred că în toate materialele pe care le-am scris vreodată sau am vorbit, clienții sunt oaspeți. Am încercat să ofer oaspeților tot ceea ce înseamnă bucătărie românească, cultură gastronomică locală. A nu înțelege greșit că n-am făcut niciodată sarmale moldovenești. Am înțeles exact unde sunt, am înțeles exact avantajele și povestea zonei noastre, unde vorbim de un mix culinar, vorbim de trei bucătării, o bucătărie românească, una săsească, una ungurească. Asta e o mare șansă. Am valorizat aceste resurse și note de gust, dacă vrei. Cumva cu intenția de a muta totul la momentul în care noi ne aflăm. Am mutat cumva o bucătărie românească, țărănească, o mut în secolul și în perioada în care noi trăim, să facă față cumva cerințelor clienților. Cu ați mutat o bucătărie tradițională cu mult gust și rafinament, întrucât oaspeții noastre sunt foarte încântați de locație și de mâncărurile foarte, foarte gustoase și rafinate totodată. Da, practic efortul în această direcție a fost, am adăugat puțin îndrăzneală, puțin curaj, am combinat, am aranjat în maniere diferite ceva mai noi, care să răspundă cumva cerințelor acestui moment. Cateringul pe care dumneavoastră îl livrați, livrați pentru țara Făgărașului sau mergeți în afară? Din fericire, în ultima perioadă, aș putea spune, am reușit să convinc câteva agenții puternice de turism să vină în zonă. Am propus locuri și, eu știu, case, dacă vreți, sau locații, și nu e corect spus. Am propus locații din țara Făgărașului și am reușit să-i convinc să-i aduc aici. Însă, mărturisirea mea sinceră e că în ultimii 3 sau 4 ani am fost plecată. Adică plec cumva cu un bagaj de acasă și duc mai departe, eu știu, bunătățile, preparatele noastre. Însă ce vreau să precizez este că de fiecare dată, cu prilejul fiecărui eveniment, îmi găsesc un loc, un moment, pun în vedere organizatorilor să-mi dea șansa de a vorbi despre bucatele acestea, de a preciza, eu știu, faptul că vin din țara Făgărașului, că ce am eu în bagaj este din resursele locale, de la producător local și restul este intervenția mea. Niciodată nu am livrat mâncare și am plecat. Deci nu a existat niciodată. Am dus povestea noastră împreună cu acestea. Care e povestea dumneavoastră? Să ne întoarcem. Care e povestea legată de dezvoltarea Făgărașului? Da. Da, e un subiect destul de delicat, sau mă rog, delicat poate pentru mine, care pun sau încerc să vă răspund din poziția omului care nu am studii de specialitate, nu am făcut politică, nu am niște coordonate, însă trăiesc aici, muncesc aici și nu cred că exagerez când spun că sunt sensibile la problemele comunității și cumva vin doar din poziția omului care simte și percepe dacă într-adevăr se simte această dezvoltare la care dumneavoastră faceți referire, dacă e sesizabilă, dacă are sau nu o dinamică, că probabil asta mă întrebați. Aproape mi-e cumva am o strângere de inimă să vă spun că nu are dimensiunea așteptărilor mele.
și cred că nici ale celorlalți. Asta și pentru că mă tot gândesc mereu că au trecut 25 de ani. În acești 25 de ani, știu eu, se înregistrează o serie de etape în care îți crești speranțele, în care se întâmplă uneori să-ți cadă speranțele. Însă rezultatele îmi par cumva nesesizabile, să găsesc un cuvânt, mă rog, ameliorat așa. Și asta mă întristează puțin, pentru că... Este Făgărașul, vă întrerup, da. Pentru că sunteți extrem de diplomată și drăguță. Este Făgărașul locul unde nu se întâmplă nimic? E foarte dificil. Discuția liberă pe care am avut-o mai înainte a emisiunii, v-am mărturisit că între mine există, în mine există două stări. Una este optimist-o, eu știu, sensibilă și atunci se duce subiectiv-o optimistă și există o parte care e realistă, pesimistă, să zic. Acum, ca să avem o discuție constructivă, aș porni de la partea mea realistă, pesimistă și trebuie să vă mărturisesc că uneori sunt tristă. Mă întorc acasă de fiecare dată cu o mare bucurie, iar când ajung în orașul meu, uneori am o strângere de inimă. Nu sesizez decât o stare urbană modestă, sărăcăcioasă, nimic care să-ți aducă... eu știu, bucurie sau să mențină un tip de entuziasm care să te determine să nu mai pleci. Oare această lipsă de entuziasm să fie cauza pentru care foarte mulți tineri au plecat, au emigrat? M-am gândit de nenumărate ori la asta și când am avut discuțiile în cadrul unor, eu știu, invitații pe care le-am primit în ONG-uri, în cadrul fundației din care fac parte... Tot timpul m-am gândit dacă s-a justificat acest exod sau dacă prima măsură pe care eu personal aș fi luat-o ar fi fost aceea de a crea o infrastructură socială care să nu dea voie acestui, să nu permită acest exod. Primul lucru, pentru că la acest moment, dacă mă întrebați pe mine, ce ar trebui făcut, e foarte greu să vă răspund odată, pentru că nu am poate calificarea, repet, necesară, însă uneori simt că nouă ne lipsește resursa umană. Deci nu există o infrastructură, fie să fim împiedicat la momentul prim acest exod, fie că între timp te preocupi serios măcar să stopezi acest fenomen, fie că la acest punct zero... principala grijă ar fi dezvoltarea unei infrastructuri determinante pentru cei de reîntoarcere, vorbesc, a celor care sunt plecați și au vârstă medie, de reținerea celor care sunt la ora aceasta în școli și dacă am face un sondaj, am constatat cu tristețe că în mintea celor mai mulți este ideea de a pleca, și de foarte multe ori și chiar în cadrul fundației la câteva dintre întâlniri am emis ipoteza faptului că în diaspora sunt foarte mulți oameni din țara Făgărașului, plecați, oameni care au reușit, extrem de competenți, la care noi nu apelăm atunci când avem nevoie. Mă rog, asta ar face obiectul unei, face, știu, subiectul unei alte discuții, ceva mai larg. Deci eu cred, după opinia mea, că aici cumva ar fi trebuit un prim pas de intervenție. Acest pas de intervenție lipsește. Lipsește cu desăvârșire. Politicienii noștri nu s-au gândit la utilizarea plenară, maximă, a resurselor umane, a oamenilor, a capacităților, a cunoștințelor, a experienței pe care o au oamenii din țara Făgărașului. Facem referire doar la zona noastră în momentul acesta. Nu s-au gândit la lucrul acesta. Să mergem mai departe cu analiza pragmatică. S-a furat extraordinar de mult în toată țara, în toată România, da? Singurul lucru pe care nu l-au putut să-l fure politicienii au fost oamenii, au fost cunoștințele oamenilor. Și neputând fura cunoștințele oamenilor,
i-au îndemnat la ceva mult mai mărșav și mai rău, să plece. Și atunci ni s-a golit țara, ni s-a golit țara de oameni tineri, de oameni entuziaști, de oameni care ar fi avut puterea și capacitatea să schimbe, să schimbe țara Făgărașului. Întrebare, doamna Graură, cum ne luăm țara Făgărașului înapoi? Da. E extrem de sensibilă întrebarea. Întotdeauna mă gândesc cumva că această țară a Făgărașului ar fi putut fi salvată dezvoltând niște politici inițiale. Eu acum știu și știm cu toții că faptul că această industrie a aruncat în aer, să zicem, cumva partea asta economică. Însă țara Făgărașului nu e lipsită de resurse. La acest moment încerc să dezvolt politici, fie ele economice, culturale, știu eu, chiar dacă împrumutăm ideile, adaptăm, venim cu tot felul. Avem uneori sentimentul că nu avem cu cine le pune în practică. Și mă gândesc cumva cu tristețe că modelele din celor din care au trăit de-a lungul timpului, istoria ne arată asta, că avem modele extraordinare, rar de găsit în alte zone, oameni care au fost solidari, au luptat fie pentru crezurile lor, fie pentru convingerile lor, au sacrificat enorm, iar aici doar o rețetă a modelului de familie, de exemplu, chiar aflată în impas. Industria s-a prăbușit, aș fi reunit cumva după modelul marii familii și aș fi dus lucrurile mai departe. Mă întrebați dacă la acest moment oameni, dacă există o nu o rețetă, dar știu eu, moduri de abordare care să ne asigure de întoarcerea celor plecați. E îngrijorătoare această stare demografică, adică nu cred că mă înșel, cel puțin în urma unor verificări, unor documente pe care le-au elaborat un grup de tineri care au fost în primărie preț de câteva luni bune, nu e încurajator, adică în acest sens trebuie duse, făcute eforturi majore, conjugate, eu știu, ONG-uri, instituții, primăria, sistemul de guvernare, e foarte mult de muncit la asta, nu e ușor. Prin urmare, dumneavoastră credeți că succesul poate să fie dobândit prin cooperare, prin colaborare interinstituțională? Există în momentul acesta colaborare între instituții, mediul de afaceri și comunitate? Da. Este justificată întrebarea și, așa cum spun, sunt probleme la care mă gândesc de nenumărate ori. Eu cred că principala, cumva, aproape are nota unei erori, dacă mă întrebați pe mine. Nu cred că e cuvântul prea puternic să în a-l folosi. Ce vă pot spune este că, fie vorbind de instituțiile locale, guvernanța locală, vorbesc în întreaga țară. N-a existat un parteneriat, n-a existat noțiunea de parteneriat. Acești factori pe care dumneavoastră îi amintiți, cei antrenați în care ar trebui antrenați cam fie mecanismul social, economic, toate astea să se dezvolte, nu au fost parteneri. Parteneriatul a lipsit. Eu știu, instituțiile nu au făcut niciodată o căutare, un research adevărat, să numesc așa, vis-a-vis de problemele reale ale unei comunități. Ne-au dezvoltat politici sincronizate pe realitățile acestora. N-a existat dialog, n-au existat soluții care să fie adaptate, în care toți acești parteneri să agreeze, că știu eu, primul pas, al doilea, al treilea, ceea ce se numește strategie pe termen scurt, pe termen mediu și pe termen lung, suntem cu toții împreună, de acord, și este cumva ca o mănușă, pentru că nu poți aduce politici din afară să le implementezi pur și simplu. Avem un profil al comunității care poate să aibă reacții negative. Eu aș construi cumva pornind de la o serie de considerente de care e aproape obligatoriu să ții cont când stabilești o strategie, pași, direcții și așa mai departe.
În consecință, ceea ce spuneți dumneavoastră mă determină să afirm că dezvoltarea economico-socială a Făgărașului până în momentul acesta a fost extrem de haotică, nebazată pe realități, nebazată pe nevoi identificate profesionist și a mers în inerție, a mers înainte și am ajuns să avem un oraș fără tineri, un oraș care moare încet, un oraș în disoluție, cu o infrastructură precară și poate mai mult decât această infrastructură precară, oameni fără speranță. De ce au ajuns făgărășenii care au fost model pentru România, model de întreprinzători, model de oameni verticali, de oameni demni, de întreprinzători? Cum au ajuns făgărășenii să cedeze, să lase standardul jos? Da, nu e o situație, sau mă rog, e o consecință destul de, pot să o numesc, gravă. Mi se pare cumva că am intrat fiecare dintre noi într-o stare cumva de pesimism. Eu cred că comunitatea e cea care va mișca lucrurile. Eu nu spun că guvernanța nu este esențială, însă o comunitate care deja e organizată în diverse forme, fie ele ONG-uri, fie grupuri de inițiativă, vor mișca lucrurile. Asta de ce? Pentru că există organizații care în interiorul lor se petrec lucrurile sau se întâmplă lucrurile pe care oamenii și le doresc. Pentru că alături nu sunt decât oameni care fie au aceleași mesaje, aceleași scopuri, aceleași dorințe, se regăsesc în interior și atunci e foarte simplu. Ei vor persevera, vor pune la bătaie, să numesc așa, competențele lor, vor găsi soluții, vor identifica finanțări. Cumva aproape, dacă mă întrebați pe mine, își vor găsi căi independent de sistemul de guvernare, ceea ce nu e de fapt un lucru bun. Iar dacă dumneavoastră mă întrebați dacă mediul de afaceri din Făgăraș la acest moment el este unul sănătos, dezvoltat pe criterii, pe cala carte, nu cred, dacă mă întrebați, sau foarte puțini dintre aceștia care au venit cu o rețetă deja din afară, pe care au pus-o în practică aici și n-au avut nevoie, să zicem, decât de resursă umană. În rest, nici eu nu am pretenția unui om de afaceri care m-am dezvoltat, adică simt că m-am dezvoltat cumva mai mult datorită simțurilor native, unei atenții și mai departe. Dar există o categorie care pune mari probleme, care nu s-a dezvoltat nici lent, sănătos, implicit. Când spun lent, înseamnă sănătos. Nu am ceva împotriva unor dezvoltări fulminante, nu mă înțelege greșit. Însă există firme care s-au dezvoltat ca un rezultat al contextului, al conjuncturii, al contractelor, al știu eu, aceasta e o altă categorie. Prieteniei, da? A avut la bază orice altceva, în afară de simțul nativ sau o cunoaștere sau un mecanism pe care l-a importat, restul sunt, din păcate, rezultatul contextului, să-l numesc așa. Prin urmare, ne-ați explicat în linii mari care sunt cauzele disoluției comunitare de care suferim în momentul acesta și ne spuneți că, de fapt, coeziunea socială a zonei ar putea să fie refăcută prin contribuția tuturor locuitorilor, prin contribuția ONG-urilor, a instituțiilor, a oamenilor, a tuturor care ar putea să recreeze încrederea și în țara Făgărașului, încrederea în spiritul țării Făgărașului și să producă dezvoltare economică. Vreau să vă spun că
au murit mulți oameni la Revoluție. Au murit străbunii noștri în războaie, luptând pentru România, pentru gânduri înalte, pentru demnitate și libertatea țării. Mai târziu au murit românii în Mineriade. Acum au murit românii în Clubul Colectiv. Mor români în fiecare zi, învinși de boli, de sărăcie și de griji. Mulți alții, poate prea mulți, mor departe de țara lor, alergând calea pribegiei. Cum să ieșim din această letargie care ne-a cuprins ca nație și să pornim motoarele economice și sociale ale țării Făgărașului? Să lăsăm televizorul, să lăsăm preocupările noastre stupide, insignifiante, să facem ceva. Ce este acel ceva pe care noi am putea să-l facem să schimbăm fața Făgărașului? Motivul pentru care nu reproșez nimănui niciodată nimic și nu încerc să caut vinovați este că dacă am desenat o hartă în care să stabilim cine, când și în ce moment a făcut sau n-a făcut ceva greșit, e aproape imposibil și mai greu ar fi să stabilești exact un punct de plecare. Eu cred că aici e nevoie de eforturi conjugate, de direcții foarte largi, care să abordeze foarte multe probleme care există. Nici nu mai știu, parcă nu ne oferim nici timpul sau răgazul de a stabili prioritățile. E așa, mă simt ca într-un carusel în care acționez în timpul imediat, fără să reușesc, eu personal vorbesc, o direcție, să zicem. Ca să nu mai spun că pașii spre direcția pe care eu mi-aș fi stabilit-o și aceștia, sigur, plus minus puțin, ar trebui să-i știu. Acționăm ca într-un carusel, nu ne oprim, nu stabilim exact de unde ar trebui. Am așa un sentiment că suntem în același plan, la același nivel, că acum ar trebui să luăm lucrurile dintr-un început. Și ce anume ne determină să fim atât de linearizați? Pentru că există ceva, un lucru foarte adânc și eu cred că aceasta este cauza degradării noastre spirituale. Eu cred că am ignorat modelele, exemplele. Ne-a scăzut puterea de luptă, n-au fost lideri. N-au fost lideri adevărați. Așa, n-au fost modele, vorbesc modele din zilele noastre. Cred că nu s-a generalizat starea de bună practică în orice direcție, dacă mă întrebați. Există o bună practică care trebuia generalizată în orice domeniu, fie și în comportamentul de pe stradă, dacă mă întrebați pe mine. Și de aici încep lucrurile, de jos, din disconfortul pe care îl poți avea mergând pe stradă. Observi că un lucru nu este la locul lui. Ești deranjat astăzi, ești deranjat mâine. Poți să-i întreb pe ceilalți dacă sunt deranjați de același lucru și împreună să încerci. Nu există nici abordarea de corectare. Asta e foarte interesant. Nu există în mintea oamenilor abordarea de corectare. E o stare de abandon, o stare de neputință. Oricum nu vom putea, oricum nu vom reuși, oricum nici nu știu dacă în fața guvernării, dacă în fața, a unor informații care vin avalanșă și mă agresează și eu nu știu de unde să apuc lucrurile. Pentru că mă gândeam, au venit destul de mulți bani din afară. Sau, mă rog, mulți, puțin, da, sigur, risc sigur să greșesc aici, că nu am date suficiente. Însă, cred că sunt bani suficienți în afară. Parcă nici puterea de a aborda, de a ne pune mintea la contribuție, de a apela la specialiști, mai avem o mare problemă.
nu corectăm, nu apelăm la specialiști, ne dovedim învinși. Există o stare care, de care sunt extrem de deranjată uneori. Nu mă pricep eu, nici nu trebuie să mă pricep la toate. Asta e ce nu înțelegem noi. Există oameni care se pricep, care ne pot face să înțelegem lucrurile, ne pot face să înțelegem direcția și împreună cu noi să străbatem această cale. Dificil. Și lucrul acesta nu se întâmplă, nu din se păcate. Întâmplă. Da. Trăim în această letargie păguboasă, în această zonă gri, care ne mănâncă existența și viitorul. Acum intervine partea mea, să zic, optimistă, și asta poate, știu eu, funcționează și e activă, pentru că trebuie să vă mărturisesc așa că în ultimii ani totuși întâlnesc foarte mulți oameni foarte frumoși, oameni minunați, oameni plini de curaj, plini de speranță. Cunosc oameni care au studiat în afară, au trăit experiențe extraordinare, care sunt dispuși, fără discuție și fără costuri uneori, fără niciun fel de costuri, să pună la dispoziție întreaga lor experiență și expertiză în scopul cunoașterii și în scopul găsirii unor soluții. Dar aceștia sunt fără discuție de cele mai multe ori oameni liberi, oameni care sunt grupați în jurul pasiunilor lor, în jurul unor, știu eu, faptul că sesizează anumite probleme, le pun pe masă și încearcă să găsească soluții, e un fel de educație în plus, un fel de responsabilizare, sunt multe multe lucruri care concură. Sigur că da, la aceste rezultate. Da, aceste rezultate, da. Este foarte adevărat ce spuneți dumneavoastră, la fel cum de adevărat este faptul că vom continua să trăim în această mocirlă, în această stare inertă, în situația în care lucrurile nu se schimbă și trebuie să se schimbe în bine, totul înspre dezvoltarea societății și întoarcerea făgărășenilor acasă. Pentru dezvoltare economică și socială. Pentru că Făgărașul a fost o microregiune extraordinar de bogată. O zonă de referință. O zonă cu oameni entuziaști, cum am spus anterior. Dacă acum m-aș întâlni cu tatăl meu, mi-ar fi rușine că nu am făcut nimic pentru a continua ideile în care credea dumnealui cu foarte mare tărie. Pădurile sunt decimate, vin munții pe noi. Coboară, așa îmi spunea cineva care a lucrat mult în munte, Doamnă, vine muntele pe noi, pentru că nu mai există pădure. Numai resursele sunt secătuite. Resursele materiale ale zonei sunt secătuite. De ce? Pentru că noi nu avem acea lege a asumării. Nu avem legea asumării și ne asumându greșelile la nivel individual, la nivel colectiv sau la nivel de administrație publică, ajungem în această situație precară. Cred că am avut și avem și repere morale și exemple puternice. Acestea sunt de cele mai multe ori de găsit în lumea satului. Pentru mine, aceste expresii simple pe care le aud când călătoresc prin sate, și eu sunt o mare iubitoare a zonei, a mediului rural, așa, mi se pare năucitor cât de simple sunt, dar care ascund în spate o mare, mare responsabilitate a celor care înfăptuiesc lucrurile. Din păcate, până și aceste sate sunt mare parte dintre ele aproape depopulate, iar cealaltă parte, satele de sub munte, cum le numim noi, au o categorie de vârstă, o populație cu o categorie de vârstă, care poate face anumite angajamente, însă în limitele biologice. Biologice.
mă gândesc de foarte multe ori că, într-adevăr, așa, când mă gândesc, partea de industrie așa a căzut, a făcut referire la pădurea asta, pe mine mă înspăimântă profund, nu mai fac cunoscută sau nu repet acum situația noastră care a fost aproape într-o notă dramatică de la Boholz, satul din care eu mă trag și sunt părinții mei și unde iubesc tot ce se află acolo. Însă, eu aș demara, dacă vreți, o campanie de conștientizare a resurselor. Eu nu spun că o parte dintre ele nu au fost epuizate sau consumate, agresiv, abuziv, în toate manierele. Însă trebuie să fim de acord că a avea o locuință la bloc, o casă la țară și în medie, cred, 3, 4, 5 hectare de pământ, nu, astea nu sunt o resursă. Energia mea, energia copiilor mei reunite, nu cred că nu pot să genereze rezultate. Adică nu aș vrea să duc discursul în această emisiune în nota complet optimistă. Dar e un moment în care pur și simplu trebuie regândite lucrurile, pornit de la resursele existente, ele nu sunt puține după opinia mea, și gândite, adaptate pe resursa umană și dezvoltate politici, sociale, economice și culturale care să determine, care să dea viață până la urmă, care să dea sens acestei zone. Eu nu spun că turismul este o variantă. Nu este. Turismul foarte greu să acopere în mod real sau toate problemele unei zone sau partea de economic. Însă este o completare a unor tipuri de activități pe care noi să le desfășurăm. Eu nu cred că zecile de mii de hectare de pământ din zona noastră, care sunt pustii, le putem declara simplu. Nu știm sigur dacă sunt sau nu o resursă. Deci resurse sunt, un plan nou, împreună cu la masă împreună, poate, eu știu, se pot genera cumva soluții, nu imediate, intrăm într-o altă eră, nu de așteptare, de implicare, dar conștienți că durează. Asta e greu să-i spui unui om după 25 de ani, de că urmează, când așteptările lui au fost consumate, s-a epuizat interior, emoțional, devenim cu toții autiști, fie că la lucrurile, chiar la lucrurile bune, interesant. Uitați drama acestor copii, ne arată că România este, sau românii sunt un popor viu, reacționează la lucrurile îngrozitoare, la tragedii, deodată devin solidari. Dar culmea, sunt aproape uneori în par când propui un proiect bun, care vizează comunitatea, în care ai realizări bune, spectaculoase. Există o stare de autism. Foarte interesant. Deci trebuie ieși din asta. Este justificat să zicem 25 de ani, eu mă întâlnesc cu dumneavoastră și vă spun că ne mai costă 25 de ani. E un pic cam mult. Este mult, este dincolo de răbdarea acestui popor. 25 de ani sunt ani mulți, zile multe. Generații irosite, vise irosite, stagnare economică și speranțe ruinate, speranțe gătuite, da? Măcar dacă ne-am aflat acum la momentul în care, spunem, domnule, suntem ca într-o pâlnie. Perspectiva este aceasta. Dar noi nu avem nici această stare de început de nouă călătorie. Noi nu avem nici perspectiva, nici direcția. Nu știm dacă putem face o economie de timp, dacă campanii puternice ne-ar putea scoate din această stare, dacă banii care vin spre noi suntem în stare suntem capabili să-i gestionăm și să generăm adevărate mecanisme financiare sustenabile, că s-au cheltuit și sume enorme, fără niciun rezultat. Asta mi se pare cumva aproape îngrozitor, în timp ce alte, eu știu, idei foarte bune nu au putut beneficia de aceste sume, fie dintr-o mică nepricepere, fie din ce vreți, dar era curat, ducea într-o direcție, producea o dezvoltare reală.
foarte greu de apreciat, de ce lucrurile au luat-o cumva în direcții și banii și lucrurile spre direcții complet fără finalitate până la urmă. În consecință, ceea ce spuneți dumneavoastră, una din principalele rele ale întâmplate în această țară este aceea că n-au fost politici reale de dezvoltare a acestei țări și aș merge mai departe cu această considerație extrem de elegantă a dumneavoastră. Eu aș spune că nu s-au găsit oameni potriviți pentru locurile potrivite. Toată lumea vorbește de schimbare, mai ales că trebuie să amintim în emisiunea noastră, trăim un moment al schimbării. Și atunci, ce fel de schimbare? Producem schimbarea care s-a întâmplat de 25 de ani, vin ai noștri, pleacă ai noștri, noi, iar noi stăm aici ca proștii? Sau ce se întâmplă? Prin urmare, este nevoie de o schimbare reală, o schimbare de mentalitate, o schimbare de lideri, de opinii și mai departe este nevoie de oameni iubitori, de popor și de țară. Pentru că știți cum spune cântecul? Acolo unde dragoste nu e, nimic nu e. Da. Mi-ați adresat cumva două întrebări sau cel puțin, cred că înțelegerea mea așa a dus către două întrebări. Eu cred că s-au dezvoltat politici mult îndepărtate de realitate. Din prostie sau din neștiință? Cred că inițial a fost o neștiință, iar după aceea s-a speculat această situație. Corect. Poate, cred, sau sper să nu greșesc. Politici îndepărtate, nu s-au căutat nevoile reale. Nu s-a ținut cont, așa cum spuneam mai devreme, de profilul comunităților, de nivelul de absorție, fie a informației, fie a banului, fie a profilului business-ului pe care îl propui. Adică, după opinia mea, la masa aceasta de dialog au fost foarte mulți absenți dintre cei care ar fi trebuit, așa cum exprim metaforic, să pornească într-o călătorie. Ei nu au fost acolo. Și de fapt să fie motorul. Exact, pentru că ei erau cei care trebuiau să pună în practică. Eu dezvolt o politică complet îndepărtată sau nefirească sau neadaptată complet pe comunitatea căreia eu mă gândesc să-i cumpăr un Mercedes. Nu îmi pun întrebarea dacă are unde să o locuiască. Îmi pun problema că ar trebui să facem, știu eu, n-aș vrea să mai iau acum de biserici, o tendință în direcția asta, știu eu, e cum ți-aș cumpăra sau ți-aș aduce sau ți-aș dărui într-o formă sau alta ceva care ție nu-ți folosește, nu înțelegi cum funcționează sau nu ai bani de combustibil. Adică această decalare, să zicem, de resurse de bani față de nevoi, ele nu s-au întâlnit, dacă mă întrebați, s-au consumat. Business-ul nu există și nici măcar partea aceasta de resursă umană rămasă, de la care aveai ceva pretenții, aducând bani, gândindu-te cum aș face, să instruiesc, să-i repregătesc pentru noua avalanșă, fie de informații, fie de mecanisme economice din care ei să poată face parte, să le înțeleagă, să activeze în ele, nu s-au întâlnit. Să sperăm că noutatea, schimbarea va veni cu adevărat și această schimbare să ne aducă un bine mult mai palpabil, mult mai real, mult mai acordat nevoilor noastre decât ceea ce am avut până în momentul acesta. Astăzi, o clipă, m-am uitat la televizor și dimensiunea acestor demonstrații, faptul că atât de mulți tineri erau în stradă de ore bune, poate de zile, că iată e un periplu continuu de câteva zile bune, cu
cu tineri care nu doresc nici răzbunare, nimic din zona asta, cum sunt suspectați sau, mă rog, cum se pune discuția în zona politică, cum se poartă discuția în zona politică, ci doar nu mai sunt de acord ca lucrurile să rămână așa. Așa. Își doresc într-un fel altceva. Este poate un prilej în care generația foarte tânără, foarte tânără și foarte tânără, a intrat în scenă. Asta este un lucru foarte bun. Asta, da, dacă, mă rog, e nepotrivit, poate să spun că în urma dramei s-a întâmplat lucrul acesta. Da. Lăsând drama aici, spun că efectul aici, acesta este și este unul, după opinia mea, îmbucurător. Adică dacă eu în mintea mea de 19 ani nu voi mai accepta să intru în spațiu în care sunt supus riscului și conștientizez până la urmă printr-o educație de care beneficiez, refuz fie să intru, fie știu cui să dau un telefon că lucrurile nu sunt în regulă, fie că sunt deranjat și împreună cu cei pe care îi cunosc mă antrenez să rezolv o problemă care este în putința mea, că și responsabilitatea socială este o altă. De asta vă spun că e greu undeva, dacă ar trebui să punem într-un cântar în care avem doar balanța stânga-dreapta, unde sunt vinovații? Cine e predominant vinovat? Eu nu spun că comunitatea sau comunitățile sau oamenii. Au fost momente de derută în fiecare zonă. Eu nu iubesc politicul și povestea asta, tot ce se, de ce e înconjurat această, eu știu, noțiune. Pentru că am avut uneori sentimentul foarte dureros că strică lucrurile, dacă mă înțelegeți. Uneori am avut sentimentul acesta. Eu nu sunt permanent sau per total, dar uneori că intervențiile acestea nu au fost folositoare, ca să nu spun că, știu eu, strică. Din păcate, timpul afectat emisiunii noastre s-a epuizat. A fost o încântare să vă avem alături și mă bucur foarte mult de mesajul ultim transmis de dumneavoastră. Este timpul tinerilor. Este timpul ca ei să creeze, să clădească o Românie curată, demnă și prosperă. Am toată încrederea în tinerii noștri. Sunt profesoară de meserie, știu ce valori avem. Știu că mintea românească este strălucită și putem să renaștem. Prin urmare, toată admirația și toată speranța mea se îndreaptă spre tinerii Țării Făgărașului. Da, dacă mai avem chiar o clipă, tocmai am încheiat un proiect foarte interesant cu studenții de la USAMV, foarte proiect care și-a propus cumva să facă diferența sau să-i ajute să facă diferența dintre partea de teorie și practică. Aproape 3 luni și ceva. A fost o experiență imensă pentru mine, vă mărturisesc. A fost o provocare inițial și m-am socotit câștigată în final. 220 de elevi mi-au trecut prin mână, cum se spune atunci când colaborez cu aceștia și în mediul acesta. Așa cum spuneți, este cert că sunt extrem de inovativi, sunt extrem de creativi. Au soluții parcă mult mai simple, mai canalizate, fie pe nevoile lor. Fiind observatori, foarte fini observatori. Asta cumva mi-a crescut foarte tare cota de speranță și deloc insensibil, cum ai putea spune, cum ar putea părea, sau cum poate a apărut unor generațiilor mai în vârstă, un fel de superficialitate. Nu e vorba de asta. Nu e vorba de asta. Nu, așa este. Repet, cota mea de speranță e mult crescută în urma acestui proiect și a colaborării cu aceștia. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Sper ca, eu știu, mesajul meu sau răspunsurile pe care le-am dat să fie minim de interes, nu-mi doresc să fie de maxim interes, ci de minim interes, și până la urmă sunt opinia mea, repet, a unui om care trăiește, muncește și își dorește să rămână aici. Am ales să rămân aici, înțeleg să mă implic aici. Mulțumim mult pentru participarea dumneavoastră la emisiune. Aici încheiem emisiunea noastră, stimați telespectatori. Vă mulțumim că ați fost și de data aceasta alături de noi și fiți siguri, împreună putem reclădi Țara Făgărașului.